Reforma pensiilor a fost o dorință a președintelui suspendat Traian Băsescu. Șeful statului a cerut guvernului eliminarea așa ziselor pensii nesimțite, care depășeau câteva zeci de milioane de lei lunar și creau o inechitate socială. Dorința a fost însă irealizabilă, iar șeful statului a fost acuzat că, prin aducerea acestui subiect în spațiul public, învrăjbește categoriile sociale. Că erau categorii care își primeau pensiile în raport cu salariul din ultimul an sau de la ultima funcție pe care au avut-o. Ori asta făcea ca oameni care n-au contribuit toată viața lor pentru a avea acea pensie mare de 9.000 de lei, de 10.000 de lei, să primească pensii din fondul de pensii la care cei cu salarii mici au contribuit. N-am luptat decât pentru echitate și nu pentru învrăjbirea cuiva. Pe aceeași pagină de Facebook, Traian Băsescu a vorbit și despre hainele femeilor din PDL. Reproșați Elena Udrea. Vreau să știți că nu sunt responsabil de toaletele femeilor din Partidul Democrat Liberal. Niciodată nu o să-i spun unei femei, cum nu-i spun nici soției mele, dă-ți jos pantofii ăștia că au tocul prea înalt, dă-ți jos rochia asta că e prea strâmtă. Asta este o chestiune care ține de fiecare. Președintele suspendat mai vorbește în înregistrarea disponibilă integral pe Facebook la pagina Susținem Traian Băsescu și despre faptul că nu a apărat niciodată niciun corupt din PDL și a dat asigurări că nici nu va face acest lucru vreodată.